Bun găsit din nou, dragi telespectatori și internauți, la o nouă ediție a campaniei Da pentru Educație. De data aceasta am poposit la școala gimnazială Alexandru Ceușanu din municipiul Rechin ca să vorbim cu o elevă eminentă care a participat de asemenea la Olimpiada Națională. Despre ce disciplină este vorba, ne va spune chiar ea după ce se va prezenta. Mă numesc Bărdan Ștefană, sunt în clasa 8-a. Și am participat în echipaj cu colega mea Denisa Covaci la Olimpiada de Cultură Civică, la faza națională. Da. Unde a avut loc concursul și în ce perioadă? Acesta a avut loc în săptămâna altfel, la Tulcea. Alături de cine? Care a fost profesorul îndrumător? Doamna noastră profesoară de civică, Atanasoae Gabriela. Da. Cum a fost deplasarea? A fost puțin obositor, deoarece a fost un drum lung, dar... Concursul cum s-a desfășurat? Doar teorie sau și practică? Doar teorie. De fapt, a fost o compunere mai lungă. Ni se dădeau niște drepturi și trebuia să facem pe baza celor drepturi o compunere. Cum ai defini cultura civică astăzi? Este o olimpiadă care ne ajută să ne pregătim pentru viață, să ne descurcăm în societate, să ne formăm ca oameni. Colegii tăi cum au văzut faptul că ai participat la etapa națională? Au fost bucuroși, ne-au încurajat și au sperat să venim cu rezultate bune acasă. Spuneai că ești în clasa 8-a. Asta înseamnă că tu te pregătești și pentru evaluarea națională. Cum ai avut timp? Cum ți-ai dozat timpul să te pregătești și pentru olimpiadă? Păi, în ultima săptămână dinainte de olimpiadă, doamna profesoară ne-a și scutit de ore și am reușit în acea săptămână să ne pregătim mai intens și înainte făceam în paralel. Ai emoții pentru următorul examen al unei etape din viața ta? Da, pentru că este un examen important, voi intra la liceu pe baza lui și... Da. Spune-ne, e important să participi și la alte concursuri școlare, extrașcolare? Da, este important, pentru că ne obișnuim cu acea atmosferă de examen, de concurs și nu vom mai avea atâtea emoții la următoarele examene. Te voi întreba și pe tine, recomanzi colegilor tăi mai mici să participe și de ce ai face-o? Da, le recomand pentru că le va fi mult mai ușor și nu vor mai avea atâtea emoții la examenele care îi așteaptă și se vor antrena ei înșiși cu această experiență. Revenind la Olimpiada de Cultură Civică, pe ce loc v-ați clasat? Nu am avut un loc, am făcut 6,5 puncte pentru că a fost un subiect puțin mai dificil și... Despre ce a fost vorba? Dreptul fiecărui om, fiecărui copil de a nu fi expus unor imixtiuni arbitrale, deci da, a fost un subiect puțin mai complicat. Vrei să adresezi mulțumiri cuiva? Da, mulțumiri doamnei profesoare care ne-a pregătit și restul profesorilor care ne-au înțeles și ne-au acordat timp să ne pregătim și nu ne-au presat la celelalte materii prea mult. Și noi mulțumim că ai acceptat invitația noastră și, bineînțeles, mult succes la evaluarea națională și la toate celelalte examene ce urmează în viața ta. Mulțumesc mult! O să te rugăm să te prezinți, să spui unde ești elevă, cum te numești și cine este profesorul îndrumător. Mă numesc Covaci Denisa, sunt elevă în clasa 8-a la Școala Gimnazială Alexandru Ceușanu și profesoara care m-a ajutat este Atanasoae Gabriela. La materia, spuneam eu adineauri, cultură civică. Da. Cum ai defini-o tu? Cum a spus și Ștefana, este o materie importantă care ne pregătește mai mult pentru viață, ne oferă anumite informații despre aceasta, să ne ajută să devenim mai social, mai... Denisa,
Am înțeles că a fost un examen în echipă. Da, am participat în echipaj. Când a avut loc și unde? A avut loc în săptămâna altfel la Tulcea. În afară de emoțiile acestei testări, ce ați mai făcut voi la Tulcea? Am vizitat orașul, de asemenea am fost și cu profesoara, ne-a arătat anumite locuri de acolo și am cunoscut și persoane noi. A fost greu? Da, pot să spun că a fost destul de dificil. Nu ne așteptam să primim acel subiect, dar am făcut cât de cât față. Câți membri a format echipajul? Echipajul, doi. Am fost două fete. Și din țară, câte echipe au mai fost? Au fost încă 40 și ceva în jur. Pregătirea cum a decurs? Cu doamna profesoară am făcut mai multe, ne-a ajutat, ne-a oferit mai multe informații, ne-a arătat modele care s-au mai dat în ceilalți ani. De la ore, în ultima săptămână ne-a luat, ne-a ajutat. A fost o pregătire în echipă sau și individual? Atât în echipă cât și individual, fiecare acasă. În același timp, tu te pregătești și pentru evaluarea națională? Da. Cum e? E destul de greu, dar totuși fac față. Ai reușit să îmbini timpul? Da, am reușit. În paralel făceam și civică, pregătiri pentru civică, dar și pentru examen. Până acum ai mai participat și la alte olimpiade? Nu prea am mai participat la alte olimpiade până acum. Și cum ți s-a părut această experiență? O experiență foarte frumoasă, plină de amintiri frumoase, care cu siguranță nu o voi uita. Vei mai repeta? Adică în anii ce urmează, chiar dacă vei fi la liceu, vei dori să participi? Da, voi dori să particip la orice olimpiadă la care știu că voi face față și... Denisa, vrei să mulțumești cuiva pentru că te-a sprijinit sau te-a susținut într-un fel? Da, vreau să mulțumesc doamnei profesoare pentru încrederea acordată, pentru ajutorul pe care ni l-a oferit și pentru că a avut răbdare cu noi, ne-a ajutat. Și noi îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră și îți dorim mult succes pe mai departe. Mulțumesc frumos!